propuneți săinenilor candidat de primar un om pe măsura valorilor. Organizația PSD din Săin l-a căutat și l-a identificat în persoana lui Gabriela Alucica, cum o numim noi Tulbure. Spre deosebire de cei care v-au condus, Cica Tulbure, fără funcții în alte politice, a reușit să vă demonstreze că vă poate dărui tot ceea ce are ea moștenit prin educație și formație, primit ca dar de la Dumnezeu. Un cuvânt bun, un sfat înțelept și chiar ajutor material. Știind să vă dăruiască din sufletul ei mare ceea ce dumneavoastră simțeați că vă lipsește, Cica a dobândit, așa cum am aflat, prețuire și respect din partea tuturor cetățenilor de bine din localitatea Săin. Cica a demonstrat că poate relaționa cu cei care o pot ajuta. Așa explicăm relația benefică dintre Cica și senatorul Bota Sorin cu câștig în străzile asfaltate din Săin până acum. Și vă mai spun ceva, ceea ce acoperă un suflet mare și nobil de femeie nu poate acoperi niciodată un bărbat. Vă vorbesc eu cu experiența unui primar de 12 ani și vă spun atât. Bateți din ușă în ușă, deschideți fiecare poartă și spuneți săinenilor că Cica este cea care poate, cea care vrea și cea care are susținerea necesară și local, și la Consiliul Județean, dar și la guvern, pentru a da o față europeană orașului dumneavoastră. Pentru că, vă spun ceva, o femeie vede tot, tot ce trebuie făcut și felul în care trebuie făcut. O femeie, înșoptește domnul senator Bota, aude tot. Aude ce știți fiecare și mai mult decât atât. Dar important este că ea reține numai ceea ce crede că este important și o ajută în bătălia ei pentru a face din Săin orașul pe care vi-l doriți. Așa că o femeie isteață, o femeie deșteaptă, o femeie iute ca piperul și cu un suflet atât de mare, în stare să-și poarte cu demnitate feminitatea, este cea pe care vă rugăm noi, echipa PSD-ului, să o votați. Senatorul Sorin Bota. Mulțumesc, bună ziua! Bine v-am găsit, dragi săineni, prieteni, consăteni, săbdișeni în special, neamuri. Astăzi noi, ca partid, vă propunem o soluție pe care dumneavoastră de fapt o meritați. Vă propunem un alt fel de om politic, un om politic care a învățat că a face politică înseamnă să stai între oameni și nu în birou. A fi politician înseamnă a te băga de slugă la cei pe care îi reprezinți și nu a boieri într-un birou. A face politică pe stradă, între angajați, printre oamenii, toți cei care o votează sau nu o votează, dar pe care îi va reprezenta în următorii 4 ani. Aveți nevoie de o mână de femeie pentru ca acest oraș, orășel, minunat, să fie și cochet. Aveți nevoie de o femeie care să vă respecte și care a demonstrat prin ceea ce a făcut de-a lungul vieții că, în primul rând, iubește oamenii și iubește localitatea și face cu suflet și pune suflet în tot ceea ce trebuie să facă, chiar dacă trebuie să bage și mâna în buzunar.
Eu sunt foarte mândru și încântat de faptul că am la Sein un partener de politică ca și Cica și întreaga organizație de la Sein, echipă care poate este un exemplu pentru întreg județul. Dați o șansă PSD-ului și în special Gabrielei Tulbure ca ceea ce vă promite prin programul pe care l-ați primit să pună în aplicare. Am demonstrat recent că putem face o stradă într-o zi. Sigur, datorită vremurilor care au venit a ploii, trebuie să mai așteptăm o săptămână ca să finalizăm într-o oră lucrarea. Dar am dat dovadă și exemplu că anumite lucruri se pot face în primul rând dacă vrei. Și fiți convinși că Cica va putea face tot ceea ce v-a promis. Hristos a înviat. De la biserică v-am îndemnat și duminica trecută și astăzi ca să luați parte la manifestările ocazionate de alegerile din acest an. Mă bucur că m-au invitat doamna Cica ca să fiu alături de oamenii dragi de dumneavoastră. Nihil sine Deo, nimic nu-i fără Dumnezeu. Îmi cunosc credincioșii mei, o cunosc pe doamna Gabriela Tulbure și suntem apropiați. Moldovană. Mulțumesc! Sper să am și vremea să fac pași înainte. Dragi seineni, stimați colegi, dragă Cica, am deosebită plăcere și onoare să transmit prietenei mele, candidatul PSD la primăria Sein, toată dragostea, susținerea și prețuirea Organizației Femeilor Social-Democrate din județul Maramureș și iată că și din județele învecinate. Ești prețuită de bărbați politici de mâna întâi. Sunt aici pe scenă, alături de tine, președintele Organizației Județene, parlamentar PSD și consilier județeni pe care vă rog să-i votați pe listele USL pentru Consiliul Județean pentru că dau forță, sens, bun simț Consiliului Județean. Votați pentru primăria Seinului Cica Tulbure. Cica Tulbure câștigă primăria, seinenii câștigă primăria. Doamne ajută! Mulțumim tare mult pentru cuvintele alese pe care le-ați rostit. Că toți colegii mei pe care i-ați văzut în birou politic județean, parlamentarii noștri au spus atâtea cuvinte frumoase despre Cica Tulbure. Elementul pe care vreau să vi-l transmit în plus, pentru care trebuie pe 10 iunie să votați pe Gabriela Tulbure, este acela al schimbării clasei politice în România. Avem cel mai tânăr premier din istoria României. L-avem pe Gabi Zetea, cea mai bună creație politică din organizația de tineri din ultimii ani din Maramureș. Avem toate șansele să aducem, în afară de vârsta tânără și experiența și profesionalismul, o soție și o mamă minunată, să o aducem să conducă un oraș care, după cum îl vedeți, nu este așa cum vi-l doriți cu toții. Mai mult decât atâta. Nu pot, pentru că nu mă lasă funcția politică, să nu adresez un cuvânt celui care a dinamitat USL-ul în Sein și care este inginerul Adorean Zamfir, care nu trebuie votat. Noi trebuie să o votăm pe Cica să devină primar, să vă ajute și să vă reprezinte pe toți. Nu numai interesele personale ale cuiva. Ăsta este mesajul pe care transmit. În 10 iunie, votați-o pe Cica Tulbure. Da, mulțumim tare mult domnului Mircea Ursache și așa cum vă spuneam eu mai la început, e un defect profesional acesta și credeți-mă că l-am observat în anii de experiență pe care îi am. Așa cum v-am spus, doamna Cica, o să vedeți, dumneavoastră veți îndeplini toate promisiunile pe care bărbații de aici din Sein n-au reușit să le îndeplinească. Ascultați-mă bine că știu ce vorbesc. Și dacă tot am vorbit de doamna Cica și sigur de o
doamnă, o să o invit, pentru că am invitat-o alături de noi pe doamna Jenica Ardelean. Este vorba de doamna președinte a organizației municipale de la Satu Mare. Sărut mâna, bine ați venit! Dragi săideni, sunt foarte emoționată și onorată să particip această scenă în fața dumneavoastră a seinenilor, având în vedere faptul că în urmă cu 30 de ani am plecat și eu de aici din Sein, de sunt fica satului sau acum a orașului, atunci era sat când eu am plecat. Pe Cica Ardeleanu cunosc de când era micuță, de la 9 ani, și a crescut sub ochii mei, o cunosc foarte bine și aș putea să vă spun că este un exemplu de urmat în familie, în societate, în afaceri, în partidul pe care din zi în zi au fost tot mai mulți membri de partid, s-au înscris și tot mai mulți tineri, după cum bine vedeți în fața scenei, sunt 80% reprezintă tineretul PSD-ist. Cicuța, să nu vă pară niciodată rău că ați ales o femeie, având în vedere faptul că electoratul, din electorat 54% îl reprezintă femeile. Femeile sunt puternice, știu să facă un alt fel de politică și vă asigur că alegând-o pe Cica Ardelean în fruntea Comunei Sein, orășelul Sein va înflori, va avea multe succese și niciodată nu o să regretați. Peste 4 ani o să ne întâlnim pe această scenă și o să spuneți, o mai vrem o dată pe Cica Ardelean. Succes! Mi-a rămas în minte Cica Ardelean, pentru că eu așa am cunoscut-o de Cica Ardelean, Cica Tulburi. Acum vă urez succes în alegeri și Cica Ardelean să câștige. Vă invit așadar pe consilierii locali propuși de Partidul Social Democrat pentru orașul Seini, domnul Radu Lazin, doamna Suzana Handro, Ovidiu Costan, Flaviu Cherecheș, Tibor Simf, Dumitru Filip, Dumitru Pop, Călin Istrate, Dorel Bozga, Iosef Stavder, Mihai Botoș, Nicolae Mureșan, Vasile Golonzac, Ioan Bogdan, Lucian Mureșan, Marius Baltoș, Vasile Bud, Marius Dorca, Francisc Debrețenii, Mihai Pop și Adrian Zetea Barbul. Aplaudăm noua echipă a Consiliului Local de aici, de la Sein. Și pentru că mai trebuie cineva să vorbească astăzi aici în fața dumneavoastră, o să mă duc încet, încet și o să-i spun sărut mâna și mulțumim tare mult că ne găzduiește astăzi aici la Sein. E noul primar al orașului Sein, doamna Gabriela Tulbure! Stimați invitați, dragii mei seineni, am trăit multe momente emoționante în viață, dar nici unul nu se compară cu cel de acum. Când mă aflu în fața voastră, în această nouă postură de candidat pentru primăria orașului nostru. Vreau să vă mulțumesc că ați venit într-un număr atât de mare să mă susțineți. Pe mine și echipa mea pentru Consiliul Local, echipa PSD. De asemenea, sunt deosebit de onorată că am azi alături personalități ale vieții politice și administrative de la nivel național din județul Maramureș și din județul Satu Mare. Și nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc familiei mele pentru toată susținerea, sprijinul și dragostea cu care mă înconjoară. Mă consider o femeie energică și implicată în viața orașului nostru. În urmă, cu 8 ani, tot prin votul dumneavoastră, am devenit consilier local. De aceea, vreau să vă spun că am reușit să cunosc foarte bine atât problemele de viață ale seinenilor, cât și problemele majore ale orașului nostru. Știu că lui tanti Mărioara nu i-au ajuns azi iarnă lemnele. Știu că Mihai nu și-a găsit un loc de muncă în Sein și a trebuit să plece departe de familia lui să muncească în Italia. Știu că pe tineretul lui nu sunt rigole.
Știu că în Sebișa oamenii își doresc o capelă, iar în Vile Apei o sală de evenimente. Știu că numai 15% din populația Seiniului are acces la canalizare. Și mai știu că banii publici trebuie cheltuiți cu grijă, pentru că sunt ai noștri, al tuturora, ai seinenilor. De aceea eu, Gabriela Tulbure, spun din toată inima, cred, sper și doresc mai mult pentru Seini. Și sunt convinsă că și voi, seinenii, credeți, sperați și doriți mai mult pentru noi, pentru orașul nostru. Dragi seineni, sper, cred și îmi doresc mult să aveți aici locuri de muncă, nu departe de casă. Și pentru asta vă promit că voi face tot ce o să-mi stea în putință. Iar investitorii noștri locali și agricultorii pe care îi avem să fie ajutați să se dezvolte, deoarece seinenii sunt oameni harnici și capabili. Cred, sper și îmi doresc ca copiii noștri să învețe grădinițe moderne, școli dotate și confortabile.